dezbatere în această seară s-a dorit a fi un preambul la dezbaterile mai largi și mai numeroase pe care le vom avea, sper, în anul centenar care vine, care vor trebui să tematizeze modul în care, ca societate, ca forțe politice, ca biserică, în ultimul rând, ne-am comportat în primul secol de unitate românească. Sigur, tema e foarte complexă, pentru că știm că în fața extremelor nu tot timpul ai cele mai bune răspunsuri. Biserica are de învățat încă și astăzi din aceste experiențe, dar faptul că își pune problema unor lecții ale trecutului recent este în sine un fapt salutar, pe care am dorit să-l vedem preluat și de alte instituții și entități care formează la un loc ceea ce noi numim generic societatea românească. În seara aceasta am reușit să deslușim, dacă vreți, cum reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române au interacționat cu aceste curente, modul în care Biserica Ortodoxă Română, de pildă, în perioada interbelică, a condamnat comunismul, s-a rugat pentru creștinii care erau persecutați în Rusia comunistă, modul în care Biserica a interacționat cu regimul național-legionar din toamna anului 1940 și ianuarie 1940, nu până la rebeliune, și după aceea cum Biserica a înțeles să se angreneze în zisul, așa zisul război sfânt din vremea guvernării antonesciene și cum după aceea Biserica a trebuit să recupereze tot acest neajuns la venirea, la instalarea regimului comunist.